Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb Negru. Invitata din această după-amiază aici la Unimedia este vicepreședinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Calughin. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitată, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb Negru la rubrica Comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați astăzi. Să acordați bile invitatei, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Doamna Calughin, în primul rând să ne spuneți cu ce ochi urmăriți ultimele evenimente care se întâmplă pe, nu doar pe scena politică de la Chișinău, dar și ce este legat de justiție și combaterea corupției. Vorbim despre dosarele răsunătoare, arestări, condamnări, de fapt o premieră care s-a produs în Republica Moldova, a condamnat un prim-ministru la 9 ani de închisoare. Iată, da. Evident că cu un interes important e că tocmai contextul general, pentru că suntem în 2016 și mai multe documente de politici care ar fi relevante sunt în ultima fază de implementare. Strategie de reformare a sectorului justiției, 2016 anul, ultimul an de implementare, Strategia Națională Anticorupție 2015, de fapt, a fost ultimul an de implementare și evident că acest an tot ce se întâmplă, inclusiv și acea activizare, într-un anumit sens, a activității organelor, agențiilor anticorupție, nu poate să nu trezească interes, pentru că tocmai aceasta și ceea ce se întâmplă și faptul cum se întâmplă și calitatea acestei activități ar putea să fie evaluată prin prisma unei aprecieri a procesului de reformare, în general, a domeniilor importante. Da, pentru și că atunci ar trebui să fie anumite rezultate. Ar trebui să fie anumite rezultate și ar părea că sunt, însă fiți de acord, nu știu cum alții, cel puțin eu am acest sentiment de o anumită neîncredere în buna intenție totuși a autorităților și în caracterul ireproșabil, deci al acestor activități sau caracterul lipsit de orice arbitrariu în uzul pe care îl fac a celor instrumente care le stau la dispoziție. Și dacă e să sintetizăm, cu părere de rău, nu aș putea, de exemplu, să constat un progres esențial, atât în procesul de reformare a sectorului justiției sau atât în procesul de eficientizare a activității agențiilor anticorupție sau în activitatea anticorupției, inclusiv urmărirea penală, sentințe, etc., din mai multe motive. Toate sunt aceste? De ce aveți această neîncredere? Pentru că, oricum, rămâne acest sentiment că toate aceste instrumente sunt folosite într-un anumit sens selectiv, sunt folosite nu atât pentru, într-adevăr, deci a urmări un caz, a sancționa un caz, cât mai degrabă, de exemplu, pentru a obține anumite dividende politice, însă cel mai mare, bineînțeles că cea mai importantă cauză care, cred eu, alimentează acest sentiment de neîncredere e tocmai că nu am convingerea în faptul că justiția și organele de urmărire penală și inclusiv agențiile anticorupției sunt unele independente. Pe când tocmai asta a fost scopul documentelor de politică. Da, scopul oricărei reforme este asigurarea independenței justiției, asigurarea independenței organului de urmărire penală,
Deci tocmai aceasta a fost. Pentru că independența este o valoare supremă. În măsura în care nu acorzi independență ofițerului de urmărire penală, procurorului, judecătorului, este evident că și nu dai acest sentiment opiniei publice că acești oameni în exercițiu funcției sunt independenți, bineînțeles că restul deja parcă mai puțin contează. Adică mai avem o justiție selectivă în Republica Moldova în anul totuși, 2016. Și totuși mai avem încă foarte mult de făcut în partea ce ține de asigurarea independenței. Dar de ce? De ce selectiv? De exemplu, în cazul lui Pilat, de ce consider că e selectiv? Pentru că cel puțin din acele, dacă vă aduceți aminte, din acele informații, convorbiri telefonice cu șor, se întrevedea un anumit profil psihologic, un anumit profil moral al demnitarului. Însă, după mine, dacă e să vorbim despre așa numitul furt al miliardului, este evident că acest lucru nu ar fi putut să fie realizat fără o complicitate a tuturor actorilor politici. Tocmai la actorilor politici, pentru că e vorba de partidele politice care au format și formează, de fapt, alianțe și coaliții de guvernare. Toate acele deci decizii, de la guvernare. Toate acele decizii care se iau cu părere de rău și în partea, chiar să luăm și cabinetul de miniștri, este evident că aceste persoane, miniștri, mai degrabă rămân a fi niște actori politici decât unei, să spunem așa, profesioniști, decât niște funcționari, tehnocrați. Și poate nu ar trebui să devină tehnocrați, însă cu siguranță ce ar trebui să se întâmple ca interesul public să ghideze întreaga activitate a acestor demnitari. Și atunci când îți dai foarte bine seama că un astfel de lucru nu ar putut fi realizat fără o complicitate, eventual chiar și tacită, a tuturor actorilor politici, și atunci când dintre aceștia doar unul este până la urmă penalizat, bineînțeles că apare această percepție că oricum toate trebuie să fie duse până la capăt, însă speranța că vor fi duse până la capăt nu este. Da, poate acesta este începutul și vor urma și alte dosare cu implicarea altor demnitari. Spunea astăzi, credeți? E fostul prim-ministru Ion Sturza, că lista e foarte mare, că are cel puțin 100 de persoane în lista, persoane care au fost în prima linie. Dar mai e și linia a doua și a treia, deci s-am putea vorbi de sute de persoane. Dacă e vorba de urmărire penală, bineînțeles că aici, dacă vrei să fii eficient, te strădui să mergi absolut pe toate aspectele și în privința tuturor persoanelor odată, pentru ca să nu le dai posibilitatea să-și pregătească o linie de apărare mult mai puternică decât a avut-o, de exemplu, Filat. Deci în cazul ăsta și astfel de lucruri chiar se planifică astfel încât să acoperi întreg masiv, inclusiv toți, adică. Și de persoane, ca să nu-ți scape niciunul. Dacă credeți că e începutul, vă felicit, sunteți optimistă. Eu vă întreb pe dumneavoastră. E prea mult pentru un început. Deși, bineînțeles că aici de fiecare dată parcă te simți puțin intimidat și de fiecare dată vrei să spui că, vai, că nu sunt susținător al lui Filat sau nu sunt susținător al PLDM-ului, însă totuși lucrurile trebuie să fie corecte și lucrurile în măsura în care a fost vina mai multor persoane, bineînțeles că toate aceste persoane trebuie să fie atrase la răspundere. Pentru că chiar dacă e să luăm cazul PM, cazul celor trei bănci, este evident că acestea, fiind instituții, să spunem așa, private, în fond, își vor avea și au anumite interese. Pe mine ceea ce mă interesează, nici nu cum aceste trei bănci au vrut să-și realizeze interesele, pe cât mă interesează cum autoritățile publice au reacționat atunci când aceste când interese au văzut ce se întâmplă, private, da, concurau cu interesul public general. Și tocmai aici au picat absolut toate autoritățile. Absolut toate autoritățile de supraveghere, de monitorizare. Au picat dar cum? Și, că sunt bine mersi în continuare. Au picat în sensul încrederii. Pentru că chiar și acele demisii care au urmat
Eu nu l-am perceput ca un fel de pedapsă, deși ar fi una meritată, însă eu nu l-am perceput felul cum, de exemplu, a demisionat guvernatorul Băncii Naționale, chiar acea demisie a președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare tot nu a impresionat, pentru că din acele competențe pe care le are Comisia Națională a Pieței Financiare, sincer vorbind, ea e cea mai puțin vizată autoritate În această schemă? în această schemă și care ar fi avut cele mai puține competențe și cele mai puține capacități de a reacționa. Tocmai BNM-ul e CNA-ul care ar fi trebuit să sesizeze situația, deși La CNA chiar nimic nu s-a întâmplat. pare că situația a fost sesizată din acele mărturisiri pe care le fac acum și unii din foștii angajații ai CNA-ului, însă nu au urmat niciun fel de reacții. Și evident Nici că măcar demisii la CNA. nici măcar demisii și niciun fel de anchete interne, cel puțin acest lucru nu ni s-a comunicat. Iar așteptarea mea e că după un astfel de caz, bineînțeles că trebuie să se desfășoare anumite anchete de serviciu, Și nu doar trebuie demisia, pentru că demisia nu ar trebui să te absolve de la dar răspundere dacă ești ar vinovat. putea să fie eventual și o neglijență dacă pentru că urmările chiar sunt cu un efect și impact considerabil pentru întreaga societate, pentru toți contribuabili, pentru noi toți. Da. Dar și e vorba Și... de o răspundere politică, fiți de acord, pentru că e vorba și de acea decizie a guvernului prin care a fost garantat acel credit al Băncii Naționale, oferit acestor trei bănci, da? Ceea ce iarăși trezește foarte multe semne de întrebare, deci modul cum a fost luată această decizie, dacă a fost anticipată de o analiză foarte și foarte fundamentală a lucrurilor, dacă adică mai multe lucruri Da, de ce secret? ridică. De ce, da, De ce secret s-a poate și ascuns? înțeleg, pentru că eventual s-ar fi temut și poate este justificat ca să nu creezi panică pe piață și Ei, da, și să-i inclusiv jefuiești liniștit pe oameni. Între beneficiari. Însă, în același timp, totuși, e vorba de bani publici. Și e vorba de bani și e vorba de pierderi care ar fi va trebui să fie recuperați inclusiv și din contribuțiile noastre. Da, și din câte am înțeles, până la urmă era vorba de rezervele valutare ale Băncii Naționale, ceea ce este foarte grav. Adică, în felul ăsta au fost furați oamenii. Și ceea ce vedem la Ceea ce vedem televizor, asta e deloc. adevărata luptă împotriva corupției, marile dosare pe care oamenii le așteptau. De fapt, este puțin desproporționat, pentru că, în ce sens desproporționat? Pentru că după un astfel de eveniment, chiar te așteptai zeci de funcționari, zeci de demnitari, conducători de nivelul superior care ar fi fost atrași la răspundere, inclusiv deci dacă nu au avut intenția, inclusiv pentru neglijență, pentru faptul că nu au reacționat potrivit sau nu au fost suficienți de convingători în aceste reacții. Însă, în cazul în care ce avem acum, avem doar cazul lui Filat și Și nici nu avem este cazul foarte Șor. clar, în care context, în corupere, sau trebuie să vedem totuși să așteptăm această hotărâre motivată, publicată, ca să ne fie foarte clar în genere fabula și lucrurile, pentru că știți foarte bine că procesul nu a fost unul public, motiv pentru care chiar e foarte greu să te expui. În genere, e greu să te expui asupra unui caz individual, trebuie să cunoști foarte bine detaliile procesului, însă mai cu seamă în măsura în care nu a fost un proces public, chiar e riscant să te expui. Da, și nu Și s-a dorit să în fie cazul un proces public, așa înțelegem. în cazul în care nu a avut loc, înseamnă că nu s-a dorit. Pentru că, eventual, la faza inițială, atunci când depuneau mărturiile martorii, poate acest lucru era și justificat,
Însă mai târziu, deci nu mi se pare că aceasta asta a fost pe deplin justificat. Justiția trebuie să învețe că există dosare de rezonanță socială și de un interes public sporit. Și în astfel de Și dosare, trebuie să le facă publice și exact, și în cetățenii astfel să de cunoască. dosare trebuie să se străduie ca să fie cât mai transparent. Bineînțeles că având acele constrângeri de asigurarea confidențialității a anumitor date, însă totuși procesul să fie cât mai să se desfășoare cu celeritate, să fie cât mai transparent, numai în așa fel justiția va fi una credibilă. Deci un proces de genul ăsta mai degrabă dăunează justiției decât o avantajează foarte mult. Da, Deci și ceea când ce vroiam să spun, 9 ani pentru versus miliarde. Deși totuși pare mi se acest dosar nu e prea legat cu miliardul, deci mi-am pare prea puțin. Deci vedem cum. Pentru că cu siguranță ar trebui să urmeze încă lucruri. Da, când vă întrebam că asta e adevărată luptă contra corupției, am înțeles că nu, că ar trebui Deci să urmeze ce? asta e Ca să înțelegem lupta. dacă va fi odată această E lupta cu luptă. corupția în înțelegerea autorităților noastre. Atunci când, cum să spun, Da, ceea ce ce ar trebui să am urmeze mai ca să fie observat, ok? eu așteptam de fapt mai degrabă, de exemplu, niște anchete în privința miniștrilor care au semnat acea hotărâre secretă. De exemplu, da? Sau o anchetă în privința guvernatorului Băncii Naționale, sau o anchetă în privința șefului Centrului Național Anticorupție, inclusiv a șefului Serviciului Antispălare Bani, da? O anchetă, nu o demisie, dar o anchetă care ar preceda eventuala demisie a șefului Comisiei Naționale Pieții Financiare, ca să se demonstreze exact unde a fost vinovat deci președintele CNPF-ului și cât de mult a fost vinovat. Deci însă aceasta nu ar trebui să urmeze, cu aceasta ar fi trebuit să înceapă. Da. Asta e problema. Și ar Era trebui nevoie să de foarte mulți înceapă cu procurori, mult mai doamna un an. Calugin. Cu Avem siguranță, atâția, dacă vorbim de era zeci de nevoie de dosare. foarte buni și ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penală, procurori, însă și profesioniști. Și profesioniști în sensul nu numai gen că poate jongla cu articole, termene de procedură, ci care să-ți lase această impresie că nu este implicat emoțional. Ceea ce, de exemplu, nu mi-a plăcut în procurorul care conducea cazul Filat, se simțea această Doamna Bețișor. implicare, da, doamna Pețeșor, deci unecul, cred că, reproș, pentru că nu a făcut decât și-a făcut meseria. Nu totdeauna a fost convingătoare, este evident, însă nici partea apărării nu totdeauna a fost convingătoare pentru mine. Însă ceea ce aștept eu de la agențiile anticorupție, deci un veritabil profesionalism, atunci când leși această senzație și acest sentiment că ești absolut detașat de caz, nu ești implicat personal, ci doar îți faci cât mai corect, cât mai imparțial, independent și integru meseria. Deci asta a fost. Da, pentru că la un moment dat văzusem că doamna procuror este păzită Nu, de eventual, deci eu nu bodyguards. consider că aceasta este exces. Dar de ce ar Nu, fi nu nevoie dacă îți faci consider, pentru că este meseria eventual corect? clar, mai ales, țineți minte, a fost mai ales la începutul procesului. Au fost și proteste și au fost proteste în contradictorii. O situație foarte interesantă. Nu cred că este exces, sigur, cel puțin Da, în dar nu a Tizana, recunoscut. A spus că e foarte mulți înconjurată, bărbați, da, permanent de bărbați și n-a mai înțeles până la urmă ce e. cel puțin ceea ce mi-aș fi dorit eu pe viitor, niște procurori mai puțin implicați emoțional în ceea ce fac. Dacă vor să-mi lese convingerea de un veritabil profesionalism, veritabil profesionalism. Poate același procuror să
investigheze și cazul Shore, de exemplu. Eu nu văd aici. Pentru că el e cel care a făcut autodenunțul, acum este în arest pentru 30 de zile, dar pe altă cauză, așa ne-a anunțat procurorul. Deci nu văd care ar putea să fie impedimentele, doar dacă, în general, tocmai iată ceea ce vorbeam despre acest caracter selectiv, chiar și în acel tratament pe care l-a avut Shore și pe care l-a avut Filat, fiți de acord că nu a fost unul egal. Înțeleg că unul e ales local, înțeleg că trebuie să-i păstrezi și să-i garantezi acea autonomie în exercițiul funcției, deci de ales local, însă totuși acest tratament, deci dar la ce vă referiți? La inclusiv izolator, și la acele interdicții, de exemplu, în partea ce ține de comunicarea cu presa. Shore a putut să beneficieze și să-și organizeze o conferință de presă unde să se expună fără a fi constrâns sau fără a fi limitat în aceste declarații. Și astfel de nuanțe tocmai devalorizează eventualul, să spunem așa, impact a procesului de reformare a sectorului justiției atunci când înțelegi apropo, chiar și în acest tratament a fost unul arbitrar. Deci. Da, legat de medicii de la ambulanță, de exemplu, care l-au vizitat ieri pe Ilan Shore, da, în izolatorul CNA și nu a fost văzut de medicul din, da, izolatorului. Deci, asta este. Și asta se leagă cu ceea ce a spus dumneavoastră. Da, vom vedea ce va urma până la urmă. Vom vedea ce va urma. Ce ar trebui să urmeze sunt dosare și toți cei care se fac vinovați de jaful secolului să fie trași la răspundere. Da, și înțeleg că e târziu pentru asta. Spuneam că cu asta trebuia de început, mult mai devreme, deci. Adică să nu ne mai facem speranțe. Eu una nu, însă nici de cum nu vreau să vă descurajez, pentru că e important să ai speranțe și să ai încrederea în statul în care cărui cetățean ești. Deci nu vreau să vă descurajez. Eu una, de exemplu, privesc lucrurile puțin așa, mai pesimist. Sau realist. Da, și credeți că nu vor urma alte vor dosare? Urma, însă nu de aceeași amploare, deci nu, să spunem așa, nu vor fi nume de aceeași tale. Dar se vorbea despre Leancă? Da. Posibil. Vom vedea. Cu părere de rău, noi vorbim despre niște lucruri pe care ne dorim. Dar n-ar trebui să facem noi justiția. Există. Și n-ar trebui să se facă justiția la televizor. Dar atâta timp cât nu se mișcă lucrurile în altă noi parte. Noi nici nu facem justiție. Da. Fiți de acord, Elena. Pentru că noi acum chiar noi ne expunem asupra vinovăției unei persoane. Sau dar invers. Cine ar trebui să fie cercetat? Trebuie, însă cine după mine ar trebui să fie cercetat? Iar asta este evident, nu? Este evident acest lucru, pentru că și guvernatorul Dorin Drăguțanu la fel. Și guvernatorul, bineînțeles, pentru că Banca Națională a Moldovei, bineînțeles că are anumite pârghii de supraveghere, monitorizare a activității băncilor, inclusiv anumitor tipuri de tranzacții, ca și CNA-ul, inclusiv ca acel instrument de prevenire a spălării banilor, și aceste fluxuri de informații le au la dispoziție, puteau fi analizate și în momentul în care deja ai început să înțelegi că e o schemă nu prea de utilitate publică, trebuia să reacționezi. Însă, vedeți că mai multă lume spune că s-a reacționat. S-au scris scrisori și președintelui țării, da, s-au scris și scrisori și parlamentului. Și au comunicat prin scrisori. Fiți de acord, tocmai aceasta vorbește de lipsa de independență a organelor de urmărire penală. Și nu numai, și autorității și a băncii, da, naționale, pentru că în cazul ăsta trebuie să acționezi. Tu nu ești obligat să informezi, că vrei să întreprinzi ceva, tu trebuie să acționezi pornind de la acel arsenal de competențe pe care le ai. Mai tu ales că erau și informații, da, erau și informații, da, tu deodată trebuia să
să stopezi unele tranzacții, să blochezi mijloacele pe conturile bancare, astfel încât acestea să nu poată, de exemplu, fi mai departe transferate în zone de unde mai puțin, mai greu va fi să le restitui. Evident, tu trebuie să informezi și președintele ca șeful al Consiliului Suprem de Securitate și Parlamentul eventual și Guvernul despre acele tendințe care au loc, despre acele fenomene pe care le eventual deci le observi, pentru ca să se reacționeze inclusiv și prin anumite modificări la legislație, însă oricum tu aveai posibilitatea să reacționezi și trebuia să reacționezi. Da, dar președintele țării spune că nu are pârghii, ce putea să facă? Deci președintele țării, pârghia principală a președintelui țării este tocmai faptul că este unul care de fiecare dată, dacă a intervenit într-o anumită situație și chiar dacă acest, de exemplu, Consiliul Suprem de Securitate a analizat o situație, da, a făcut anumite recomandări, în măsura în care acestea nu au fost duse la realizare, poate să facă publice unele lucruri, atâta timp cât chiar nu sunt restricționate. Președintele țării, eu îl văd cel mai aproape de mine ca cetățean. Tocmai el, într-un anumit sens, este garant al statalității. Tocmai el este acel arbitru. Chiar dacă nu a fost ales de cetățeni, chiar dacă a fost... Exact. Deci, și tocmai în președintele țării, chiar dacă nu are aceste competențe și chiar dacă nu a fost prin votul meu direct ales, eu vedeam acel intermediar, acel arbitru între puteri și care este tocmai cel mai aproape de mine și trebuie de fiecare dată să reacționeze în interesul meu, să-mi spună care este situația reală, ca cel puțin eu apoi să pot, de exemplu, face anumite presiuni, inclusiv prin acea nemulțumire pe care o am, ca să schimb lucrurile. Deci, în cazul ăsta, chiar e foarte stupidă situația unei țări în care toată lumea spune că, vai, că nu am avut suficiente pârghii. Eu am deci sesizat, eu am informat, eu am comunicat. Da, și mai mult de atât. Însă, da. După aceasta... Nu s-a întâmplat nimic. Exact. Deci, e stupidă situația unei astfel de țări. Avem posibilitatea în toamnă să alegem președintele direct de popor și da. Poate cetățenii își leagă speranța că va fi cumva altfel. Eu sunt sigură că va fi altul. După calitatea... Altul, da, dar altfel. Și sunt sigură că altfel, pentru că va avea o altă legitimitate, bineînțeles, și o altă... Deci se schimbă statutul acestea, inclusiv prin faptul cum este ales. Și mie mi se pare că tocmai faptul că va fi ales prin vot direct, aceasta îl va face mai responsabil față de electorat și mai puțin dependent față de partidele politice. Și aceasta totuși, iată aici sunt optimistă, totuși mă face să cred că aceasta ar putea să schimbe, să pună un început de schimbarea situației. A situației politice, iar de aici a situației inclusiv în domeniile care ne interesează. Despre care discutăm. Justiție și anticorupție. Da. Mai ales că va avea această atribuție, sper ca Parlamentul totuși până la urmă să dea dovadă de maturitate și să facă această modificare la Constituție astfel încât deci Procurorul General să fie numit de către președinte. Plus la aceasta, tot el va avea această competență de numire a președintelui Centrului Național de Integritate și prin aceasta, iarăși, președintele va deveni o figură importantă în domeniul anticorupție și în asigurarea integrității. Până acolo e nevoie, așa cum ați spus, să fie modificată Constituția. În partea ce ține de procuror, da. Procurorul general, da. Și pentru că are... noi vorbim despre reforma procuraturii, că iată, au fost votate legile, dar de fapt e doar un punct din cele patru, am impresia, care mai trebuie făcute ca legea să funcționeze. Deci... iarăși o situație foarte amuzantă, fiți de acord, atunci când eu pentru prima dată nu mi-amintesc să fi fost în creația noastră legislativă, deci așa, mișcare când în lege propriu-zisă e scris, deci că
Procurorul General va fi numit de către președinte la această propunere făcută de către Consiliul Superior al Procurorilor, însă în dispoziții finale, bineînțeles că există deci această prevedere că această normă va putea fi aplicată și intră în vigoare după modificarea Constituției. Și când deci, modificăm Constituția? Deci asta adoptă Parlamentul, care tot el e absolut în stare și e unica autoritate care poate face această modificare în Constituție, chiar în Constituție, chiar dacă trebuie deci mai multe voturi. Deci ei își recomandă ce să facă. Ei sunt strategi, ei pe etape, deci urmând anumite etape. Credeți că se va ajunge la modificarea Constituției? Sunt nu obligați? Actuala componență a Parlamentului. Nu există voință pentru actuala componență. Deci nu există, deși nu pot înțelege de ce, pentru că nu ar putea să dăuneze foarte mult acest lucru clasei politice, pentru că în fond competențele procurorului general se reduc la o administrare a sistemului. Bineînțeles că sunt anumite competențe care ar putea să influențeze eficiența activității procuraturii, inclusiv în urmărirea penală propriu-zisă. Însă, totuși, mie mi se pare, pornind de la, deja noi cunoaștem foarte bine, deci Parlamentul actual, nu actualul Parlament va veni cu această modificare în Constituție, nu. Deci e nevoie de schimbarea clasei politice. Da? E nevoie de o schimbare a clasei politice. Păi și atunci de ce să se fluture cu sau să se bifeze că iată am făcut reforma procuraturii? Nu, vedeți că nu trebuie să recunoaștem că a fost un pas important, chiar dacă este unul cu o întârziere de 2 ani. Deci e foarte greu, pentru că deseori noi suntem învinuiți că suntem prea criticiști, că suntem prea exigenți, însă atunci când îți vine cineva, fiți de acord, da? Când ai un debitor care îți vine peste 2 ani cu o întârziere de 2 ani și îți restituie deci această datorie și vrea și încă să-i mulțumești și la cursul valutar care se vrea să-i mulțumești, deci aceasta nu poate să nu trezească decât nedumerire. Deci e într-adevăr nu pot să spun început. Însă, oricum, încă foarte multe lucruri va trebui de făcut pentru ca procesul de reformare cu adevărat să fie realizat și să simțim efectele acestei reforme. Și să simțim efectul. Și tocmai de aici vine această neîncredere a mea. Mi se pare că mai degrabă și proiectul de lege cu privire la procuratură și proiectele de lege cu privire la Centrul Național de Integritate. Adică acest pachet anticorupție. Deci toate aceste restanțe pe care le-a avut Parlamentul mai degrabă, deci au fost până la urmă, deci onorate și au fost realizate aceste acțiuni sub presiunea pericolului de a nu obține anumite finanțări. Și, din exterior. Deci finanțările încă nu au ajuns. Deci, Elena, putem ajunge la concluzia că banii dictează. Totuși dictează și puterea nu este motivată interior în procesul de reformare. Pentru că atunci când ești motivat interior, bineînțeles că atunci când cu adevărat deci vrei să schimbi lucrurile, să le faci mai bine, le faci. Le faci pentru cetățeni, le faci pentru cetățeni și pentru țară, da. Și le faci pentru ca această țară să aibă un anumit viitor. Dar atunci acum, când probabil nu ai acest motiv, tocmai această presiune din exterior te poate puțin mișca și da, acest lucru Lugin, împrișorează. Da, dar acum se pare că nici această presiune din exterior nu va mai fi. Vedeți ce se întâmplă în Uniunea Europeană după referendumul din Marea Britanie? Ei au acolo o mulțime de probleme de rezolvat. Așa că Republica Moldova a rămas cumva că nici până acum nu era în capul listei sau în capul agendei. Da. Dar acum, în general, a căzut probabil pe ultimele poziții. Dar presiunea mai degrabă era presiunea banilor, Elena. Pentru că într-adevăr, mie mi se pare că situația economică a țării este una care nici de cum nu poate să trezească invidie cuiva. Și atunci fiecare ban contează. Și dacă vă aduceți aminte, procesul de reformare, deci aceste proiecte
adoptarea acestora era una din condițiile pentru deblocarea banilor UE, pentru procesul de reformare și pentru împrumutul din România, dacă vă aduceți aminte, CNI cu siguranță. Da, pachetul deci, anticorupție pachetul privind integritatea a fost una din condiții. Și mie mi se pare că, deși ar putea să greșesc și cu adevărat deputații își vor deci acest lucru. Să vedem dacă vor duce până la capăt ceea ce au început, atunci putem spune dacă că se vor mișca cu astfel de ritmuri, exact, ar putea să nu ajungă să-și vadă produsul. Pentru că, vă dați... Dar banii europeni vor ajunge? Nu știu, în dependență cât de exigenți sunt europenei. Pentru că cu siguranță toată lumea, finanțatorii, au înțeles că aici trebuie să fii puțin mai atent și din tâi să vezi produsul, apoi banul să dai. Și cu siguranță, dacă ați observat, puțin s-au schimbat accentele, deci din partea celor care finanțează anumite procese de reformare, care își vor o evaluare, de exemplu, a acestor procese, nu numai în plan cantitativ, da? Nu doar și adoptarea în plan de lege. Calitativ. Deci mai multă atenție, se va pune, cred eu, accent tocmai pe lucru ce țin de implementare reală. Pentru că, iată, cazul Republicii Moldova demonstrează un lucru incontestabil. Poți să ai sute și sute de legi care să sune foarte frumos, însă în momentul în care acestea nu sunt implementate și în momentul în care nu este asigurat niciun proces și niciun mecanism de implementare acestea rămân absolut sterile, chiar absolut sterile. Păi da, această poveste de succes a fost o bulă de săpun, pentru că a fost o evaluare cantitativă mai mult, că iată, mult se adoptă legi, dar care este efectul lor? Zero. Reformele pornite, iată, suntem la final de reforme, dar mai vorbim de o justiție selectivă, de corupție. Noi mai vorbim de lucru cel mai important, de independență. De independență, Elena. Exact, care nu a fost asigurată. Iar banii au venit pe reforma justiției foarte mulți. Da. Și suntem, iată, peste 5 ani acolo unde tocmai suntem. Tocmai ce cazul Republicii Moldova, după mine, demonstrează o regulă de bază de care trebuie să te ții. Mecanismele trebuie să fie simple, însă sigure. Și mecanismele nu trebuie să te strădui ca să ai, să spunem, instrumente. Trebuie doar să te asiguri că ai suficientă capacitate, suficientă independență, suficientă integritate pentru a le pune în aplicare și să le pui în aplicare de fiecare dată când acest lucru este necesar și în privința oricăror persoane, indiferent de statutul acesta. Calughin, iată, după votarea pachetului anticorupție, ce ar trebui să urmeze? Iată, ce lucruri concrete trebuie să se întâmple? Totuși, vedeți că e vorba de un proiect de lege, pentru că spuneam Comisia Națională de Integritate. Ce ar putea să ce nu reușească Parlamentul, actualul Parlament, să-și vadă produsul, pentru că dacă un proiect care e vorba de proiectul de lege cu privire la Centrul Național de Integritate, deci practic elaborarea, promovarea, aprobarea acestuia a durat, dacă nu vreo 3 ani. Vă imaginați cât va trebui să dureze ca toate aceste lucruri să fie implementate, mai ales că trebuie să urmeze acest proces de reformare, de reorganizare a actualei Comisiei Naționale de Integritate. Evident că în această perioadă trebuie să se asigure acest transfer de competență de la o autoritate la alta. E important ca să fie asigurată și procedurile să fie cât mai corecte în privința angajaților actualilor, angajația Comisiei Naționale de Integritate. E important ca să fie asigurată această procedură de desfășurare a concursului, însă bineînțeles că trebuie să înceapă cu acel Consiliu Național de Integritate și tocmai iarăși vorbim, spunem că legea la general e bună, însă bineînțeles că atunci când urmărești anumite detalii, înțelegi că sunt încă foarte multe rezerve.
Aceeași Da, Consiliul pentru că Național de cetățenii ce Integritate. așteaptă de la Consiliul Național de Integritate? Consiliul Național de Integritate va desfășura acest concurs a președintelui Comisiei, Concentrului Național de Integritate. Și aici vedeți ceruloasă politică, iată, de fiecare dată în această urmărire a interesului său, deci ajunge, nu știu cum, să fie foarte și foarte încăpățânată, pentru că Consiliul Național de Integritate era important ca să fie reprezentant în acest Consiliu a tuturor puterilor și ei sunt. Sunt patru Partide? Nu partide, e puterea legislativă, parlament, guvernul, puterea executivă și justiția prin consiliile. Superior al magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. 4. Apoi urmează un reprezentant al calmului, însă care mai degrabă eu văd totuși ca o asociație a aleșilor locali. Ei sunt, era important de să fie reprezentată într-un anumit sens și și puterea locală, deci autoritățile publice locale. Din partea societății civile, doar doi reprezentanți. Și noi de fiecare dată insistam asupra faptului că să fie încă doi reprezentanți, pentru că declararea, procesul de control al veniturilor, proprietăților, intereselor personale, regimului de incompatibilități a demnitarilor, este de un interes public. Deci nu numai eu, de un interes al puterilor și de un interes public. Și în cazul ăsta, bineînțeles că e foarte important ca puterile și societatea civilă, opinia publică, pentru că erau și jurnaliști, să fie în aceste condiții de paritate. Deci acest lucru deci nu a fost dat curs, deși chiar dacă am fi fost noi patru și ei patru. Deci aveam paritate, deci da, nici până de cum nu nu aveam trebuie să fie această exact. Frică, da? Deci dar, ajunge până dar pe la... de altă parte, cetățeanul așteaptă de la acest CNI ca să verifice corect declarațiile de avere și dacă sunt anumite abateri, să fie sancționate persoanele, dar chiar să ajungă și la închisoare pentru da. Asemenea fapte. Lucru care nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că, însă, deci acest pachet oferă eventual niște oportunități pentru ca să vedem și astfel de cazuri. Pentru că era mai defectuos cadrul legal conex. De exemplu, în ceea ce privește falsul în declarație, practic este, după mine, cel puțin este imposibil de asigurat o urmărire penală eficientă și sigură, să spunem așa. Și atunci ce trebuie sancțiune să ar trebui să fie? Intenția. Pentru că vedem, iată, judecători care își uită mașini, case, își nu doar judecători, noi avem dar dosare, toți. Avem dosare pe fals în declarație, avem dosare pe îmbogățire ilicită. Eu știam de două pe fals în declarație, două îmbogățire ilicită. Eu nu știu dacă au fost până la urmă careva sentințe luate pe aceste cazuri, însă vă spuneam că ceea ce e important prin acest pachet de legi privind integritatea, se vor face, au fost făcute unele ajustări a prevederilor codului penal și va fi mult mai sigur de atras la răspunderea acestei persoane. Inclusiv este și acest instrument privind confiscarea civilă. Vedem în ce măsură aceasta va fi unul eficient. Da, vă așteptați însă, la dosare? La dosare, eu sper că da, însă mie mi se pare că va lua prea mult timp și va fi foarte anevoios procesul ăsta de reformare. Pentru că... Dar, de exemplu, ce a risca judecătoarea care și-a uitat cu părere o de rău mașină foarte puțin, pare mi se până declarat. La un an închisoare, deci poate fi. Însă era păi vorba tot de e mai bine confiscare. Decât amenda de 6.000 de lei. Era vorba de confiscare, ceea ce era important. Vedeți că în momentul în care e opinia mea personală, nici de cum a organizației, însă mie mi se pare că în astfel de cazuri poate nici nu contează atât de mult deci închisoarea. Pentru că în momentul în care tu ai un sistem penitenciar care, pardon, însă este corupt și el. Și ne mai vorbim de faptul că tu practic nu poți să-i acorzi acestei persoane niște condiții umane. În cazul ăsta mie mi se pare că trebuie să pui accent nici nu pe închisoare, ci mai degrabă pe pedepse pecuniare, însă eventual confiscarea,
Însă, cel mai important, această persoană să fie scos din acest circuit public. Deci să nu aibă Pe posibilitatea, posibilitatea da. de a ocupa anumite funcții. Și tocmai Pe o perioadă aici, de timp pe sau... o perioadă de timp, pentru că, cu părere de rău, nu poți să-i limitezi. Deci acest lucru, pentru că ar putea asta considerată drept o atingere a dreptului garantat la muncă, eventual. Însă, pe un timp cât mai lung. Mie mi se pare că cel mai important ca pedepse pecuniare, confiscarea eventual și scoaterea persoanei din acest circuit al funcțiilor publice. Și Ca asta nu este persoanele. prevăzut. Nu, este. 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 Deci acest lucru este, dar și avem această pedeapsă. Nu totdeauna ea a fost una care cu obligativitate urma, însă avem. Deci mie mi se Da, pare că înseamnă trebuie să punem că accent pe chestia pârghii asta. sunt Da. și legea Da, e bună așa eu, cum de e și numai exemplu, să nu fie susțin funcțională. ideea. Sistemul penitenciar la noi mai degrabă criminalizează oamenii decât îi reabilitează. Deci, în măsura în care, dacă tu îți dorești într-adevăr și consideri că această, bineînțeles că astfel de pedepse trebuie să existe și trebuie să fie aplicate, mai ales în cazul unor tipuri de infracțiuni, unor tipuri de infractori, unde persoana chiar trebuie să fie izolată pentru că prezintă pericol. Însă, în cazul în care tu vrei să îi extinzi și tu vrei această pedeapsă să o faci una, să spunem așa, universală, tu trebuie să investești astfel încât acest sistem să nu aducă la o și mai mare criminalizare a omului. Tu ai băgat acolo un corupt și ai scos un ucigaș, eventual, da? Deci trebuie Gândiți și lucrurile să acest fie foarte sistem. bine gândite și să fie bine echilibrate. Pentru că În plus că se mai pierd și dosare la un CEDO sistem tocmai din penitenciar cauza costă. asta. Deci un sistem penitenciar costă. Deci tu trebuie să alegi. Fie tu pui accent pe alt tipuri de pedepse, fie tu investești mulți bani în penitenciare ca să asiguri reabilitarea acestei persoane. Da, vorbeam la un moment dat despre pârghii, că n-ar fi suficiente ca să fie asigurată independența organelor de forță, pentru că așa se spune, CNA nu are aceleași pârghii ca DNA-ul românesc și iată, CNA-ul, da. iată din cauza asta avem ceea ce avem. E nevoie de un DNA după model românesc la El Chișinău, cum să-l construim, ce să facem cu practic, procuratura, iată, anticorupție, deci el CNA. practic va fi posibil în măsura în care va fi pus în implementare legea cu privire la procuratură, pentru că acele prevederi din lege cu referire la procuraturile specializate, inclusiv deci Procuratura Anticorupție, tocmai permite ca să fie deci pus temelia unui eventual DNA, pentru că vor fi detașați ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penală care vor avea această competență de a asista procurorul în cazul deci infracțiunilor de competență. Aceasta era o problemă, pentru că DNA, în fond, e vorba într-adevăr de procurori, iar aceasta este alt grad de independență. Unul care nu poate fi comparat cu ofițerul de urmărire penală, care totuși, într-un anumit sens, este subordonat. Și șefului organului, Subordonate conducătorului vertical, aveți în vedere. și conducătorul organului de urmărire penală, dar și conducătorului autorității pe lângă care funcționează acest organ de urmărire penală. Și atunci, tocmai acest proiect oferă eventual această posibilitate de înființare a unui DNA, însă lucrurile trebuie să fie cât mai clare și atunci trebuie să fie foarte clar în genere cum văd autoritățile întreaga arhitectura organelor anticorupție. Dar Pentru că, deocamdată nu este clar. pentru mine, de exemplu, nu este clar. Pentru că în măsura în care acest lucru se înființează, atunci nu-mi este clar cu ce se va ocupa CNA. Dacă va Dacă avea va în mai fi nevoie de dacă un va CNA. avea în competențe urmărirea penală și în genere cu ce se va ocupa. Și tocmai ceea ce spuneam și cu altă ocazie, aici trebuie să fim foarte prudenți, pentru că chiar, de exemplu,
A fost adoptat legea cu privire la procuratură, a fost adoptat pachetul de legi cu privire la integritate, ceea ce presupune procesul de reformare a Centrului Național de Integritate. Însă ar putea să fie o răsturnare a situației atunci când se va discuta procesul de reformare a CNA-ului. Dar în Și opinia iată dumneavoastră de ce aveți... încă eu, de exemplu, aș fi precaută în aprecierea produselor, pentru că nu sunt sigură că sunt unele finale. Dar putem spune că DNA trece prutul încet, încet, așa? Că se aștepta, da, se așteptau Elena, asemenea dacă măsuri. puteți să spuneți, spuneți. Eu, de Aveți exemplu, rezerve. deocamdată nu. Deocamdată nu. Mai este încă ceva. Vedeți că câteodată ar putea, de exemplu, însă și oamenii din structuri, din autorități, să fie unei corecți, să fie profesioniști, însă, la general, imaginea autorității afectează, în fond, imaginea acestor persoane. Da. Și mie mi se pare că, cu părere de rău, organele de urmărire penală au ajuns tocmai la această fază de lipsă de credibilitate, încât cred eu că trebuie să fie o anumită resetare, să apară fețe noi, cu adevărat fețe noi, astfel încât să încerci să faci acest rebranding și ca acestea să-ți trezească convingerea că funcționează în interesul tău, în interesul cetățeanului, într-un interes public. Da, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se întâmple cu CNA? E nevoie Eu cred că se sau va să fie întâmpla. lichidat? Că s-a vorbit o Eu, perioadă și despre asta. ideea mea de fiecare dată a fost pentru că există două modele de construire a unui astfel de, să spunem, a unui sistem. Fie multe organe de urmărire penală, însă cu competențe clar delimitate, fie un singur organ de urmărire penală care are competențe generale asupra tuturor tipurilor de infracțiuni. Noi tocmai am abordat, ca de fiecare dată facem acest lucru, un model mixt. Și. Când avem multe organe de urmărire penală, trei de fapt avem, Serviciul Vamal, așa-i, CNA-ul și MAI-ul. Ar părea că competențele sunt clar delimitate, însă nu e chiar așa, deoarece prevederile din codul de procedură penală permite procurorului să dispună ca, de exemplu, urmărirea penală pe un caz să fie efectuată de către un alt organ din anumite considerente. Și mie mi se pare că acest lucru tocmai a dus la acest război al polițiilor și, bineînțeles, că faptul că organele totuși au fost partajate politic și acest lucru nici măcar nu a fost ascuns, adică a fost ascuns, însă nu prea a reușit. Și în cazul ăsta, bineînțeles că am ajuns, eu până nu demult, deci percepeam această relație, de exemplu, MAI-CNA, ca una de război tacit. Fiecare din ele încerca să-și demonstreze o competență mai bună, da? O mai bună expertiză, o mai bună eficiență. Până nu demult, pentru că acum lucrurile, bineînțeles, s-au schimbat. Adică, ideea mea era, iarăși, pentru că sunt adept al minimalismului, însă care să fie rafinat și justificat. Deci, un singur organ de urmărire penală care se acordă independența și care independența cu structuri interne eventual specializate, eventuale direcții specializate în măsura în care categoria crimelor necesită acest lucru. Pentru Peste cât că timp se poate întâmpla asta? vom vedea, pentru că, dacă vă aduceți aminte, a fost și un grup de lucru instituit privind resetarea, relansarea, nu mai țin minte exact denumirea a sistemului național Anticorupție, anticorupție, da, creat anul însă trecut. creat anul trecut. Vom vedea până la urmă, pentru că autoritățile, nu știu cum, parcă evită să-și să ne comunice care este viziunea lor asupra, în genere, conceptuală, deci Dar trebuia asupra până lucrurilor. noiembrie anul Trebuia, trecut bineînțeles, că să existe și-ar putea totuși să, o da. idee, o concepție, dar E n-a important fost. să vezi cum se vede conceptul, în genere, cum vreți să fie un organ de urmărire penală care să se ocupe cu totul,
un organ care este, de exemplu, CNI-ul, care este specializat în exclusivitatea în partea ce ține de declarațiile. De ce e important acest lucru să înțelegem? Acum avem niște proiecte care au fost adoptate, nu putem neglija importanța acestora, însă nu putem nici neglija faptul că au fost cu foarte mare întârziere, deci adoptate. Însă, vă spuneam, acestea parcă sunt niște piese dintr-un puzzle. Nu putem exact să... Eu una, deci încă nu este clară care este viziunea generală, vom vedea mai târziu, pentru că urmează totuși. Autoritățile vor fi puse în situația că va trebui să ne spună ce fac cu CNA-ul, pentru că au această acțiune și în foaia de parcurs. Dar ar fi trebuit deja să ne spună că a trecut... Ar fi trebuit mult mai devreme. A trecut ceva timp, okay, se noi, putea... Noi vom aștepta. Da, mai suntem în măsură să așteptăm. Noi nu mai suntem, cred că, în măsură să mai așteptăm, însă eu una, de exemplu, cum să vă spun, mie mi se pare că lucrurile se vor schimba, nu acum și nu cu această clasă politică. Și atunci, vrând nevrând, ești pus în situația, în momentul în care înțelegi foarte bine că eventualele alegeri parlamentare anticipate, deci sunt imposibile sau sunt puțin probabile, atunci nu ai decât să aștepți expirarea acestui mandat, mandatului acestei clase politice. Cine să aștepte? Eu am să aștept. Bun. Eu sunt răbdătoare. Așa. Aveți o întrebare de pe Facebook legată apropo de autodenunți. Nu cu toții suntem cunoscători ai legislației și cum vi se pare faptul că, iată, cel care face autodenunț este eliberat de răspundere și, nu, el de legat, fapt, și legat de, apropo, de domnul Șor, care, iată, da, ca și cum a oferit mită de 250 de milioane de dolari și a fost absolvit de vină. E de fapt o practică. În acest fel se încurajează, bineînțeles. Problema însă e alta. Problema însă, de fapt, ar putea să fie interpretată. Eu, de exemplu, mai multă încredere am în acele denunțuri, autodenunțuri care se fac până la comiterea infracțiunii. Atunci, da, întrebarea da, e de unde în s-a momentul luat în care, această sumă în, ca să o dai minte. Pentru mine, în acel caz, era ciudat altceva. Era vorba de o persoană care era sub urmărire penală, dacă vă aduceți aminte, și proprietățile căruia erau sub sechestru. Toate, dacă eu nu mă înșel și dacă eu am înțeles corect acele informații care au fost furnizate de către autorități, toate proprietățile lui Șor erau sub sechestru. Și atunci întrebarea mea e, dacă cum au scăpat de sub sechestru o sumă atât de importantă de bani? Chiar nu înțeleg. Deci aici eventual e un lapsus, deci e o deficiență gravă, deci o neglijență gravă a organului de urmărire penală care... Nu la nivel legislativ. Nu. Mm. Nu, eu nu văd o problemă, pentru că astfel tu încurajezi până la urmă. Deci, da, denunțurile... tocmai că am vrut să vă întreb în continuare a acestei idei. Altceva că în cazul ușor, într-adevăr, lucrurile sunt ciudate și nu îi inspiră nicio încredere. Însă e un caz individual și în baza lui cred că nu trebuie să intervenim dar putea să urmeze și alte autodenunțuri tocmai ca să te aperi, problema te este să vedem în ce măsură tot ce a fost invocat de către Șor în acest autodenunț a fost confirmat și prin alte probe în cadrul urmăririi penale pe cazul Filat. Și ar trebui pentru să că, se întâmple așa? În adică hotărârea judecătorească, cred eu, vom avea posibilitatea să vedem în ce măsură toate cele invocate de către Șor au fost confirmate și prin alte probe. Pentru că doar mărturile lui Șor mi se par insuficiente în cazul ăsta. Însă vom vedea de acum hotărârea, pentru că în hotărârea motivată, deci ar fi trebuit să se regăsească toate aceste lucruri. Da, ce facem? Chiar și reținerea lui Șor acum de mult. Tot da? Mi se pare... Da, sigur că da. Sigur că da. De ce? Un spectacol? Nu, pentru că fiți de acord. E vorba de niște lucruri pe care trebuia să le cunoști un an în urmă. Eu înțeleg că a fost și procesul ăsta când Șor a fost candidat în alegerile locale, apoi investit în această funcție, însă nu totdeauna mai târziu e mai bine.
adică e tot de bine. Deci trebuie să dai dovadă de celeritate, doar așa poți să fii convingător pentru opinia publică. În opinia mea, aceasta ar putea să fie mai degrabă, deși poate greșesc, e o opinie absolut bazată pe ceea ce furnizează organele, mai degrabă e, se aștepta această sentință pe filat, bineînțeles, și eventual bineînțeles că apare legitima întrebare, dacă filat da, de ce șor nu? Și atunci, poate pentru a diminua din această nici nu nemulțumire, dar nedumerire publică. Și apoi ce va urma? Eliberarea? Adică... Vom vedea. Vom vedea. Dar credeți într-o finalitate în dosarul șor? Vedeți că dosarul șor ar trebui să fie doar o parte a unui dosar mult, mult mai masiv. Nu șor decide astfel de lucruri, deci astfel de lucruri chiar sunt decise complet la alt nivel, chiar complet la alt nivel. Oricât pe de intern puternic, sau pe extern? Pe intern, cred că, mai degrabă, însă, bineînțeles, că luând în calcul eventual și anumite colecțiuni în exterior, însă chiar e vorba de lucruri care au fost decise nu la nivelul ușor. Deci la un nivel politic mult mai important. Dacă nu decise, cel puțin tolerate. Cel puțin tolerate. La cine vă referiți? Eu cred că la șefii de partide sau liderii neformale a partidelor, bineînțeles că... E vorba și de Filat. Eu sunt sigură că și PD-ul, bineînțeles că a cunoscut foarte bine lucrurile în mod special, deci vicepreședintele PD-ului, da, liderul, pentru că de fapt el este liderul neformal al partidului și chiar nu-mi imaginez cum să nu cunoască acest lucru. Iar dacă cunoști și nu reacționezi, te faci complice. Iar acest lucru trebuie taxat în egală măsură. Dar spunea ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazur, ca să nu facem din domnul Plahotniuc ceea ce nu este, sau mai mult decât este. Dar noi nici nu facem. Fiți de acord. E lider neformal al partidului, sau? E lider, da? Noi mai mult nici nu am spus. Nu, nu este, însă totuși fiți de acord că este o figură foarte importantă, o figură foarte influentă, iar odată cu ieșirea din acest câmp politic al lui Filat, poate chiar și unica figură influentă și importantă. Pentru că ceilalți lideri ai partidelor, cu tot respectul față de aceste partide și cu tot respectul față de electoratul acestor partide, nu au suficientă capacitate pentru a se contrapune în luarea deciziilor sau pentru a-și menține o anumită opinie alta. Deci astea sunt lucrurile. Păi haideți și le liderul realist. Neformal al PD la fel ar trebui să fie eu cred chemat că, la CNA cel puțin sau Procuratura Anticorupție. Bineînțeles că el sau... va spune că nu a făcut decât așa cum a spus Șor. Ce a spus Șor? Că a spus că aveți grijă să nu furați sau ceva de genul ăsta, da? Cu Banca de Economii. Însă cu siguranță, iarăși revenind la acea hotărâre a guvernului, dacă vă aduceți aminte, acolo sunt toți miniștrii cei care au votat pentru această hotărâre. Trebuie să fie, ar trebui să fie anchetați, în mod special, cei care au contrasemnat această hotărâre. Iar aceasta a fost domnul Candu, cu siguranță, care a fost atunci ministru al economiei. Și viceprim-ministru. Și viceprim-ministru. Și a fost, cred că, ministrul finanțelor, care a contrasemnat această hotărâre. Ei trebuie să fie atrași la răspundere, cu siguranță. Iar lui Plahotniuc îi rămâne răspunderea politică pentru tot ce s-a întâmplat. Pentru că nu atâta știu, timp cât nu există semnătura... Atâta timp cât nu ai dovezi foarte clare că a fost cumva implicat în acest lucru sau ai dovezi foarte clare că beneficiază. Însă oricum, deci, rămâne răspunderea morală și răspunderea politică care vrei, nu vrei, însă va trebui, deci, să se întâmple acest lucru. Asta depinde de cetățean. Până la urmă, da, în alegeri. Da, Elena, da. Răspunderea aici, politică. Aici eu chiar sunt optimistă, pentru că mie mi se pare că noi ne-am schimbat foarte mult, nu? Să vedem ce vor arăta rezultatele alegerilor. Mie mi se pare că noi oricum ne-am schimbat.
Pentru că noi ca societate aveți noi în ca vedere. Societate și noi ca cetățeni, posibil că înțeleg, mi se pare că oricum ne-am schimbat, pentru că am devenit parcă mai pragmatici, mai raționali și mai puțin, să spunem așa, emoționali și patetici. Deci și mai cu multă responsabilitate. Mă, vi se pare, Elena, nu avea acest sentiment? Dumneavoastră, la capitolul ăsta, sunteți mai optimistă. Da? Vom vedea. Da. E important doar ca să reținem ceea ce am învățat, pentru că orice experiență este utilă. E important ca să reținem... Păi ar fi foarte important ca oamenii să țină minte atunci când vor veni să-i corupă înainte de alegeri cu tot felul de pachete electorale, atunci să-și amintească e important ce a fost în această ca perioadă. Să învățăm cine a din această lecție, să nu o uităm și să fim mult mai exigenți față de cei pe care îi votăm. Ideea e că, într-adevăr, deci eu, de exemplu, încă nu sunt acoperită politic, în sensul că eu nu văd, cel puțin aici e din postura mea ca cetățean, deci o alternativă politică pe măsura așteptărilor mele. Însă, încă nu s-a creat însă totul e înainte. Eu se vede că sunt un alegător mai... deci mai exigent, care vreau și... Păi da, asta ar putea să fie problema. Vreau celor și energie și carismă. Și energie și carismă și profesionalism și expertiză și integritate, deci toate le vreau. Vom vedea, pentru cât timp oricum cred că mai este. Pentru următoarele alegeri. Cred că da, pentru că nu cred că se reușește până în toamnă. Nu cred că ar putea să fie foarte multe schimbări. Da, și la final de emisiune, asta credeți că poate fi salvarea Republicii Moldova, o alternativă la clasa politică sau e altceva? Cu siguranță asta este una din condițiile de bază. Chiar este una din condițiile de bază, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat demonstrează că ne lipsește cel mai important lucru, un politic integru și un politic eficient. Deci asta e o condiție de bază. Misiunea noastră este cumva de a contribui și prin presiunea pe care o facem să contribuim deci la această maturizare, să spunem, a clasei politice, să rămânem exigenți și cel mai important e că trebuie totuși să ne grăbim, pentru că cel mai ar putea să nu ne ajungă resurse, cel mai important morale, pentru a supraviețui. Deci chiar ne aflăm într-o perioadă importantă și crucială. În care se scrie istorie. Da, da, Elena, pentru că dacă, dacă nu reușim, atunci după mine nu sunt niciun fel de șanse. Pentru că, pentru acest stat. Și pentru noi ca cetățeni, pentru că s-au erodat de bine la începuturile morale ale unei societăți. Bineînțeles, economicul este important, însă este la fel de important și moralul. Și dacă nu reușim, atunci gata e. E realist. Da, realist. Că e pesimist. Iată de ce da? Trebuie să depunem toate eforturile ca să reușim. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi în acea postură în care se află. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru discuții. Vedem cine și cum a reușit să voteze. Aveți 18 bile albe și 9 negre. O apreciere din partea celor care ne-au urmărit. Mulțumim că ați fost alături de noi, că v-ați implicat, ați votat. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!